Ultimii ani, de când sunt aici în la această emisiune între prieteni, cunoscând foarte mulți profesori deosebiți, mi-aș fi dorit să fiu din nou copil ca să pot să fiu elevul lor. Cu toții ne dorim o viață bună și frumoasă, mai ales pentru copii, iar cheia e în educație și în oamenii din școală. Astăzi invitata noastră între prieteni este învățătoarea Coziana Zaharia de la Școala Gimnazială Ionel Teodoreanu din Capitală, un dascăl cu adevărat deosebit care, datorită modului în care lucrează cu elevii, a fost ales profesor merito la gala care premiază cele mai valoroase cadre didactice. Este un educator dedicat și un model pentru elevii săi pe care îi ajută să înțeleagă că pot reuși orice cu resursele pe care le descoperă împreună. Iar alături de ei, cred că învață și ea câte ceva în fiecare zi. Doamnă profesoară Coziana Zaharia, bună ziua! Bună ziua tuturor ascultătorilor, mulțumesc pentru invitație, Dan. Noi mulțumim mult pentru... Și mă bucur să fim împreună așa între prieteni pentru câteva minute. Și eu mă bucur. Pot să spun Coziana? Da? Pot, uite, și eu am încercat și am reușit, am spus Dan. Mulțumesc frumos. Încă o dată, bun venit între prieteni, mulțumim. Mulțumesc. De la început pentru lecția care urmează, în primul rând... Mărturisesc că îmi place foarte mult numele, Coziana. Da. Sună tare frumos. Pentru mine e prima dată când... Da. Și ne-am împrietenit deja și, și pe Facebook și în gând. Spune, câți copii ai în clasă? Ce vârste au? Ce fac în acest moment copiii? Suntem în vacanță, în primul rând. Mai avem câteva zile de vacanță. În momentul ăsta am copii de clasă pregătitoare. Sunt 27. Din aceștia 27, vreo 10 au între 5 și 6 ani și restul între 6 și 7 ani. Suntem la început de drum, așa. O mare provocare, iar și iar, așa, din 5 în 5 ani. Și sunt cu minți? Te ascultă? Asta cu sunt cu minți, prima aduce aminte și de copilărie, sfaturile bunicilor și părinților, să fii cu minte și ascultător. Sunt receptiv și asta contează cel mai mult, sunt receptiv și drăgălaș și te încarcă cu energia lor bună și atunci și transferul de la mine la ei este unul cât se poate de entuziast și pornit așa cu multă pasiune și dorință de a crește frumos împreună și ei alături de mine și eu alături de ei. Se simte că ești mândră de ei? Și aș vrea să ne povestești cum i-ai făcut să se îndrăgostească de matematică și de alte materii. Cum arată o lecție sau o zi, de fapt, în care ești alături de ei? Cum începe? Păi aș vrea să specific în primul rând că sistemul în care lucrez alternativ, da? Lucrez de 17 ani în alternativa educațională step by step și aș vrea un pic să povestesc, dacă se poate, câteva secunde. Primii mei ani am petrecut în sistem tradițional. 8 ani de zile am fost învățătoare într-un sistem tradițional, sistem al cărui produs sunt și eu și tu și mulți dintre noi. Exact. Dar acum 17 ani am simțit nevoia unei schimbări și oportunitatea a venit pentru că metoda asta alternativă s-a implementat chiar la mine în școală, într-o școală de masă. Referitor la asta, în momentul ăsta, la nivel național, există 251 de școli de stat care au și metoda alternativă, step by step, practic, există în școlile astea și clase de tradițional și clase de învățământ alternativ care funcționează paralel. Și care sunt principiile acestei metode? În primul rând, comunicarea. Uite, lucru de care avem nevoie cu toții. Comunicarea, dar știi, comunicarea aia care vine din mai multe sensuri, nu comunicarea venită doar din partea profesorului. În al doilea rând, conexiunea. E nevoie și se creează acolo o rețea, o pânză relațională între toți membrii echipei, că noi suntem acolo o familie, petrecem 8 ore zilnic și chiar funcționăm ca o familie. Se creează o comunitate, practic, acolo, comunitatea profesori, elevi și părinți, pentru că părinții în alternativa asta sunt proactivi, ei sunt contributori la educație, poți invita oricând un părinte să-ți vorbească despre o pasiune de-a dânsului sau un părinte care e specialist pe un anumit domeniu, antreprenoriat, nu știu, educație financiară, deci ei sunt parteneri ai noștri.
Și apoi grija pe care o avem unii față de ceilalți și dorința de a ne ridica fiecare prin susținerea celuilalt. Cam astea sunt principiile. Și mă întreba inițial cum reușesc să fac orele așa, da. Nu știu dacă speciale, dar atractive pentru copii. E un univers în clasele 1-4, e universul jocului și nu trebuie să uităm lucrul ăsta și jocul până la urmă e principala formă de socializare și de învățare. Și atunci tot ceea ce gândesc, mai ales în primii 2-3 ani pregătitoare, clasa 1, clasa 2, pornește de la joc. Sunt jocuri pe care le preiau fie din tehnicile teatrale, pentru că le aduc în clasă și eu mă perfecționez continuu pe partea asta, fie pur și simplu gândite și inovate în funcție de nevoile copilului. Așa că o despărțire în silabe se poate face pe muzică, să știi, bătând ritmul unei piese. Uite cum am ascultat, eu vreau o minune mai devreme. Da, da, putea să fie stabilit un ritm și acolo să despărțim în silabe niște cuvinte. Poți să faci matematică țopăind prin clasă sau încadrându-te pe un calendar al celor 100 de numere. Trebuie să ții cont de anumite tipuri de inteligență. Fiecare funcționăm și avem prioritar un anumit tip de inteligență. Dacă sunt spațială, vizuală, e clar că la matematică pot să folosesc un calendar din acesta cu date. Dacă sunt spațială, cum spuneam, pot să sar prin clasă și 3 plus 2 să fie 3 și sar două pătrățele. Nu știu, există variante, nu am întâlnit situații în care să nu găsesc o soluție pentru un copil care poate n-a rezonat la o metodă lansată inițial de mine. Doar că trebuie să nasă, să găsești și să cotrobăi un pic în interiorul lui. Și găsești. Te ascultam și, pe lângă faptul că îmi place foarte mult numele tău, am primit un mesaj acum de la cineva care spune că ești o cosânzeană a educației, Coziana da. Zaharia. Mulțumesc. Da. Ai o voce foarte frumoasă și felul în care vorbești și explici îmi explică și mie sau îmi dau seama de ce te îndrăgesc copiii. Cred că și părinții te adoră, te admiră. Mai cred că într-un fel te și invidiază pentru felul în care reușești să ai o legătură atât de strânsă cu copiilor, nu? Da, nu prea există chestia asta de invidie la părinte. De ce? Pentru că orice părinte până la urmă își dorește un copil fericit la școală și se bucură părintele când își trezește copilul dimineață și copilul nu spune nu mai vreau, ci spune ba da, vreau. Și tu ești genul de dascăl care îi implică pe părinți? Da, e foarte important lucrul ăsta. E destul de greu în vremurile astea când părinții sunt prinși în 10.000 de joburi și de activități, dar practic și concret și prin modelul meu propriu le ofer un exemplu părinților că până când nu se implică concret, adică pur și simplu le ofer niște oportunități. Vreți să veniți în clasă? Uite, dacă tu ai fi tătic în clasa mea, te-aș invita să le vorbești un pic copiilor despre ceea ce înseamnă un discurs sau susținerea unei idei. Știi? Și dacă tu vei fi invitat în clasă pe un scaun din Step by Step care se numește scaunul autorului, care e foarte impunător și care îți creează o poziție așa importantă în fața copiilor, ei te vor avea ca și model de inspirație. Mulți dintre ei vor vrea să devină și ei oameni, nu știu, în radio, pe de altă parte îți vor urma sfaturile și tu te redescoperi și îți vezi și tu contribuția în educație. Cum la urmă, copilul ăsta, fiecare copil are nevoie de un sat întreg, știi, ca să răzbească. Nu-i nevoie numai de mine. Eu trebuie să implic cât mai mulți oameni alături de copil, ca el să crească frumos și să nu piardă nicio șansă a lui de reușită. Se spune că orice meserie trebuie făcută cu pasiune, dar ei, da. Să fii profesor e da. Deja o vocație. Când ai simțit că lucrul cu copiii poate fi cea mai frumoasă profesie care ar putea aduce cele mai mari satisfacții? Da, am simțit de mult, pentru că eu provin dintr-o familie de cadre didactice, da, au fost 5, dar mare parte din copilăria mea mi-am petrecut-o în sălile de clasă, fie în sala de clasă a mamei, învățătoare fiind, fie și pe la tata, profesor era de fizică-chimie,
Și de mică mi-am dorit să devin învățătoare și cel mai important este că în ăștia 25 de ani nu m-am răzgândit. Știi? Cum erai în copilărie? Cum erai ca elev? Ca elev eram, încercam să perfectez, încercam să fiu... Să fiu cea mai cea, pentru că astea erau regulile, valorile vremurilor alora, ceea ce n-am făcut cu copilul meu și nu fac cu copiii mei de la clasă. Merg pe ideea că fiecare strălucește pe o anumită latură și că nu trebuie să fim buni la toate și la orice pentru a reuși. Simți schimbări în mentalitatea sau în abordarea elevilor de la o generație la alta? O, da. Da, simt. Simt de pe o generație pe alta și poate că cea mai mare schimbare am simțit-o acum, în seria aceasta. Copiii care au venit în septembrie în clasă pregătitoare sunt copii care 2 ani de zile nu prea au beneficiat de grădinițe. A fost pandemia, sistemul online n-a fost tocmai cel potrivit pentru vârste de 4-5 ani cum au avut ei pe vremea aceea. Pe de o parte simt plusurile, sunt copii digitali, copii intuitivi, copii cu care mi-am schimbat multe din metodele mele de predare, multă transformare am făcut, dar pe de altă parte a fost de lucrat la ceea ce înseamnă socializare, ascultare, răbdare. Sunt și momente în care trebuie să folosești niște praf magic, nu? E greu să-l găsești mereu? Praful magic trebuie să-l ai permanent, în buzunare, nu într-un singur buzunar, pentru că praful ăla magic, pe de-o parte, trebuie să dea înțelegere, trebuie să dea claritate, pe de altă parte trebuie să domolească, să tempereze. Sunt mai multe tipuri de praf pe care trebuie să le ai. Mă rog, concret fie spus, trebuie să ai permanent pregătite povestioare, întâmplări. Povestea e foarte importantă pentru copii, poveștile astea de reglare. Creierul e configurat la vârsta lor și a noastră pentru povești și ele funcționează foarte bine când... Aș vrea să-ți mai citesc un mesaj sosit de la o ascultătoare, Iulia, spune: Coziana, nimic întâmplător, un nume de poveste, profesor la școală, Ionel Teodoreanu, fix de ziua atât de iubitului romancier român, Ionel Teodoreanu, 6 ianuarie 1897. Ce frumos, da, ce potrivire. Mulțumesc, da, ce emoție mi-a stârnit Iulia. Nu știu care Iulia este, dacă e cunoscută sau nu, dar îi mulțumesc. Este o colegă de-a noastră de la Radio România 3, este Iulia Opran. Ne-a transmis acest mesaj pe Facebook și cred că vei găsi foarte multe mesaje după emisiune, acolo unde ne pot și asculta, pe romaniaactualități.ro și pe Facebook România Actualități. Coziana, am auzit că nu vii niciodată cu mâna goală la copii. Să știi, Dan, că eu mă pregătesc și după 25 de ani de activitate. Nu merg niciodată nepregătită la școală. Îmi fac lecțiile seară de seară. Mi-a plăcut atât de mult, mi-a plăcut ceea ce ai spus. Am citit undeva, spui, să fii învățător înseamnă să auzi vocile copiilor înainte de culcare. Incredibil. Așa este. Da, așa este, da. Te trezești cu ei în gând și te culci cu ei în gând, pentru că permanent îți faci planuri, îți faci strategii, poate nu funcționează ceva, cum aș putea să reglez, poate a fost ceva extraordinar și trăiești momentul ăla până la culcare, îl împărtășești cu ai tăi din casă. Da, e frumos, e o binecuvântare să fii profesor. Îi înveți pe copii perspective noi ale lumii, cum să se comporte în societate, cum să coopereze între ei, cum să-și iubească aproapele sau cum să respecte natura. Și mă gândesc că un profesor bun are elevi de la care învață și părinții câte ceva. Da, e testat să știi lucrul ăsta și părinții mei în timp mi-au spus, după ce am terminat seriile sau în timpul seriilor, că s-au redescoperit. Mi-aduc aminte de un părinte, acum fetița este clasa 10-a, am scris poezii la un moment dat cu copiii și i-am stârnit și pe părinți.
evident, cine își dorea lucrul ăsta. La sfârșitul clasei a patra, tăticul mi-a spus, n-am mai scris de pe vremea când eram soldat și vă mulțumesc pentru lucrul ăsta, că m-am redescoperit și mi-am așezat pe hârtie gânduri și versuri de care nu credeam că sunt în stare. Ce frumos! Da. Am înțeles că pe scaunul autorului a fost, a invitat și o mămică însărcinată. Da. Pentru da. A asculta inima fătului. Da, a fost emoționant și memorabil. Tot în ideea de a le oferi oportunități părinților de a pătrunde în sala de clasă și de a înțelege că ușa sălii de clasă este deschisă și că am nevoie de dânsii pentru a construi acolo împreună, fiecare părinte s-a înscris într-o anumită zi. Mămica mi-a spus, nu am ce să le spun copiilor, sunt casnică. Și am zis, m-am uitat la dânsa și am zis, da, sunteți însărcinată, puteți să le vorbiți un pic despre viața din burtica mamei. Băiețelul care era în burtica mamei a devenit și el elev de-al meu, îl avea pe fratele cel mare. După aceea s-a născut, s-a devenit și el elev în clasa mea. Copiii au ascultat, au pus urechea și au ascultat ce se întâmplă acolo. A fost un moment de care și-au adus aminte peste ani și ani, pentru că m-am reîntâlnit cu ei când acum câțiva ani de zile, 2-3 ani, au peste 20 de ani copii. Și-au adus aminte de momentul ăla. Da, important e să creezi la un moment dat și momente de astea de impact, nu știu, care chiar contează și sunt relevante și aduc emoție, trăire, că până la urmă educația înseamnă mult trăire. Și empatie, foarte multă empatie, da. Și libertate acordată elevilor, da. Cât de importante. Da, e foarte importantă chestia asta legată de libertate, de a nu opri, de a nu pune opreliști, de a le asculta opiniile, de a-i lăsa să se exteriorizeze și să simtă că sunt contributori ai experiențelor din clasă, că fac parte din ceea ce se întâmplă acolo, că aparțin clasei respective. Citeam, apropo de lucrul ăsta, un studiu referitor la starea de bine a copilului, copiilor din țările nordice. Mulți dintre ei vin cu plăcere la școală și pentru că, mă rog, actul educațional e cum este, dar pentru că simt că sunt parte din comunitatea respectivă. Ceea ce, din păcate, mulți dintre copiii români nu simt. Adică nu simt că sunt parte a clasei ăleia, că sunt identificați de profesori, că sunt recunoscuți. Dacă îi strigăm în continuare Ionescu, Popescu sau nu mai știu cum te cheamă, în niciun caz nu-i vom câștiga alături de noi. Mai avem un minut, Coziana. Dacă ai putea schimba ceva în sistemul de învățământ, ce ai face? Mm-hmm. Păi scot din praf ăla magic pe care l-am pus în are zi de zi și aș vrea să doresc mult de tot să văd cât mai mulți profesori entuziaști. Pentru că entuziasmul ăsta este determinant. Entuziasmul profesorului este o măsură a modului în care copilul va reuși. Nu știu, nu e mod ideatic, chiar se poate face lucrul ăsta, dar pentru asta ai nevoie și de manageri ai școlilor care să înțeleagă rolul lor de a crește profesori care să-și schimbe un pic mentalitatea. Și închei și am să spun că mi-aș dori și aș schimba, dacă aș putea, lucrul ăsta aș face o academie a managerilor de școli. Cei care își doresc să fie directori, ca să nu spun lideri, să înțeleagă că au o responsabilitate foarte mare și că nu sunt doar purtători de titlu. Ei au responsabilitatea de a hrăni sistemul ăsta viu care se numește școală, pentru că pot să-l hrănească, pot să-l lase în derivă sau pot să-l prăbușească. Și dacă ar exista o academie de asta a managerilor de școli, cred că lucrurile s-ar vedea altfel și atunci ei ar învăța profesorii să se comporte într-un fel și profesorii elevii. Da. Și bună idee, iar în această academie ar trebui să existe neapărat un scaun al autorului. Da. Mulțumim frumos pentru această întâlnire terapeutică, la fel ca întâlnirile pe care le ai cu copiii, în care le trezești mintea. Îți mulțumim pentru întâlnirea de azi, cu speranța că te-au auzit cât mai mulți oameni și au rezonat cu ideile și vorbele tale. Poate se schimbă ceva pentru copiii noștri. Mult succes în continuare. Mulțumesc, Dan. Și ținem legătura. Să știi că o să ne mai întâlnim între prieteni
Da? Da. Bine, perfect. Bine. Mulțumesc frumos. Succes bine, în continuare. La revedere. Toate cele bune. La fel. La revedere. Coziana Zaharia, între prieteni, profesoară, merito la o școală Ionel Teodoranu din Capitală. Sunt Dan Crețan, ne reauzim mâine după 9, tot aici între prieteni. O zi frumoasă tuturor. La revedere.